Bine ați revenit la mobilisimo.ro, jocul se numește Manu Ganu 2, jucăm pe Allview X2 Twin, telefon pe care îl puteți câștiga la un concurs. Acest joc este un platformer disponibil gratuit. El este un fel de Mega Man sau Rayman, dacă vreți. Mai este mai degrabă un fel de Endless Runner, cu mențiunea că putem să și oprim din alergat personajul nostru simpatic. Grafica arată foarte bine, mai ales pentru un joc gratuit, unul care are destul de mult succes, din câte am înțeles, și iată că tocmai ne-a lovit un pe engine. Avem trei scopuri în fiecare nivel: să-l terminăm cât mai repede, într-o limită de timp, să adunăm toate aceste pick-up-uri roșii și toți bănuții din nivel. Cam acestea ar fi cele trei scopuri care ne aduc trei steluțe. O grafică clar îmbunătățită față de primul Manu Ganu, care, dacă mi-am amintesc eu bine, a primit și el review de la mobilisimo.ro. Iată și un checkpoint, fără de care jocul ar fi foarte greu. Deja este foarte frustrant pentru un joc copilăros, trebuie să spun asta, mai ales dacă voi chiar țineți la limitele de timp. Avem și acești moștri care ne stau în cale, tot felul de păianjeni, dinozauri. Avem și un boss battle la finalul primelor 10 nivele. Este un triceratops care ne fugărește, de parcă jocul nu era destul de greu deja. Avem și tot felul de gândaci, de pești țepoși. Și când terminați primele 10 nivele, se deblochează o nouă mecanică de joc. Implică o mantie, în genul celei din Superman, și veți putea zbura cu ajutorul său. Cactus de evitat. Frânghii pe care să ne dăm. Cam asta înseamnă jocul Manu Ganu 2. Totul este coordonarea în acest joc. Acesta este punctul cheie, să vă coordonați acțiunile. Face și double jump, dacă vreți. Și uite, așa se termină un nivel. Aveți la dispoziție 40 de nivele în Manu Ganu 2. Este un titlu de gen trial and error. Încerci de mai multe ori același lucru până reușești. Problema e că vei pierde timp și unul din criteriile pentru a termina un nivel cu succes este să obții un timp cât mai bun. Acest platformer are timp destul de lung de încărcare între nivele. Controlăm un indian ca personaj principal. Ne dăm pe tot felul de liane. Și iată, după cum am spus, după 10 nivele urmează și bossul, care este foarte greu de bătut. Jocul este amuzant, dar destul de greu și încă o dată grafica arată bine pe Allview X2 Twin. Ne urmărește acel Triceratops. Dacă ne prinde, este game over, dar îmi place că ne dă voie să ne dăm pe liane fără să ne streseze. Atenție la Poyangen. Cât pe ce, iată-ne la primul checkpoint. Dacă nu murim niciodată și ne și mișcăm repede, o să facem timpul ideal. De obicei este vorba despre un minut sau 50 de secunde. Și dacă muriți și o luați de la checkpoint, timerul rămâne neatins, deci nu se scad secundele față de unde ați rămas. Și iată că am fost prinși, oarecum nedrept zic eu, anumite mecanici din joc par a fi ușor nedrepte, mai ales când veți urca vertical pe niște coloane și vor apărea niște gândaci din senin, fără un pattern foarte clar, deci, după cum am spus, ușor nedrept în anumite momente. Sunt tare curios cum este Boss Battle numărul 2, deocamdată am ajuns doar la primul. Și iată-ne și la final de nivel. Să vedem câte steluțe am obținut. Doar una, pentru că am luat cele 3 pick-up-uri roșii, timpul nu l-am completat și nu am obținut nici cele 100 de monede. Acest autorunner, v-am spus, include și un mecanism de zbor în partea a doua, în secțiunea a doua de nivele. Iată, aici putem să și zburăm. Hai să încercăm nivelul 14. Trebuie să evităm țepi, gândaci, sărim pe ciuperci și să îndeplinim cele 3 obiective. S-a schimbat fundalul acum, s-au schimbat și capcanele. Iată, putem să ne și oprim pentru a ne calcula alergarea. Dar pierdem timp, deci trebuie să ne gândim bine înainte să facem acest lucru. S-au schimbat și păianjenii, cel puțin la culoare. Și iată zona cu gândaci, care mă enervează foarte rău pentru că apar din senin. Și mi se pare puțin nedrept de grea această secțiune, dar iată că am trecut de ea cu brio. Și iată și mantia de care vorbeam. Aici apăsăm pe butonul de jump, pentru a ne duce mai sus sau mai jos, inevitabil o să apară și niște păsăroi sau blowfish
care ne vor înțepa sau vor încerca. Deci trebuie să avem grijă. Încă un checkpoint, stăm bine până acum. Avem și aceste ciuperci care ne propulsează undeva în fundal. Și trebuie să o luăm de la checkpoint acum. Din nou gândaci, probabil cea mai enervantă parte a nivelelor din secțiunea 2 a jocului. După acest țepi care uneori sunt retractabili și apar din senin. Ar fi fost drăguț ca Manu Ganu să poată să și tragă inamici, cum făcea Mickey Mouse într-un joc pe care vi l-am prezentat pe LG G3 parcă. În fine, jocul se numește Manu Ganu 2, e distractiv, e foarte greu, sau, mă rog, nu foarte greu, doar greu, primește nota 8,2 din 10 la mobilisimo.ro, iar telefonul Allview X2 Twin poate fi al vostru la concurs.